Dragă domnule rector, iubiți prieteni, ne aflăm la o nouă întâlnire în cadrul ciclului nostru idei de dezbatere pe care supletistul acestei, să spunem, forme de discuții intelectuale Costea Montan a dus-o și prietenul nostru, să spunem, prezent aici, domnul rector Folcuț, gazdă, de aceea am pus și aici zâmbește, pentru că atunci când intrăm pe partea acestei instituții de învățământ, ne întâlnim cu zâmbet. De fapt, se spune că zâmbetul este distanța cea mai scurtă între doi oameni, în sensul comunicării, în acest sens. Și de aceea am să îl rog pe domnul rector să ne spăriți câteva vorbe de bine ați venit și de noul, să spunem, stadiul în care se află aceste de parte și acest ciclu. Domnul rector, vă mulțumesc. În primul rând, bun venit sau bun revenit tuturor. Sunt onorat de intervenția unui profesor, numărând după printre prietenii dumneavoastră, după exprimare, sunt cu atât mai mult, știu eu, onorat de faptul că ați acceptat să faceți astfel de dezbateri și la noi, pentru că, sigur, ciclul de dezbatere mai rar, domnul profesor Costea Montan, sigur, și pe dumneavoastră le-a încercat să povestesc de școala asta, am plăcut și am mai povestit și pe dumneavoastră și pe mai mult și eu chiar m-aș bucura să există o relație de felul ăsta, informală, formală, mai puțin relevantă, dar cumva să fie un firesc al lucrurilor să ne întâlnim pe rând la noi, la ASE, la nu știu care altă școală și astfel de dezbateri să existe cât mai dese. Eu zic că dintr-o confruntare de idei pot să apară, nu știu, hai să spunem, idei noi sau cele care există în prezent să poată fi consolidate sau din contră convertute dacă ele nu sunt cele mai potrivite. Pe de altă parte, sigur, mai nu mai serios, dar aș vrea să vă spun că eu mă bucur că pot să fiu alături de dumneavoastră, pentru că avem din această dimineață, de pe la ora 8:30-9, o conferință pe care o găzduim astăzi și mâine pentru zona juridică. N-am stat de vorbă decât cu procuror, șef, șef de instanță, nu știu ce, nu știu cum, care nu-i domeniul meu și nici nu-mi place senzațional domeniul cu pricina. Și atunci, cumva, e un punct de echilibru. Știți, încoace e mai calm, e lumea mai liniștită și discută altcumva decât sub stresul noilor coduri penal și de procedură penală, care, așa și pe dincolo, știți bine că e o perioadă agitată din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc încă o dată tuturor și sper să reușim să organizăm împreună, indiferent la care instituție, cât mai multe astfel de reuniuni și să putem sta așa la o masă rotundă la plăb sau la figurate mai puțin relevant, dacă chiar e și la plăbul rotundă. Dar o încântare face că e și la plăbul rotundă. Și în egală măsură mă bucur că domnul profesor Popovici a rămas de-al casei, ca să zic așa. Și astăzi cumva o să-l bagi toată lumea la mijloc, din mai multe puncte de vedere. Dar știu că e rezistent. Mulțumesc frumos și mulțumesc tuturor pentru prezență. Am să vă cer îngăduința de a vorbi cea cu dumneavoastră, pentru că e mai aproape de microfon. Vreau să menționez că această primă întâlnire cu domnul profesor Alexandru Popovici este una dintr-un ciclu de 3 întâlniri care convers pe anumite demersuri de ordin științific pe care domnia sa l-a realizat și scris expres pentru aceste, să spunem, dezbateri culturale, dezbateri intelectuale și totodată, ținând seama de rostirile domnului rector aici, aș spune deja că țineți minte și domnul profesor face trimite la doctrinele sociologice, Abraham Maslow, piramida nevoințelor și trebuințelor umane.
eu aș mai pune una pe vârf, și anume a dărui. Acum cu Universitatea Română Americană face o invitație, dar face dezbatere de acest gen aici, este o invitație. Orice invitație este un dar. Un dar cu care noi trăim și cei care primesc viețuim. În urmare, vă mulțumim, domnul rector, pentru această invitație care este pentru noi gratuitate. În al doilea rând este acronimul acesta URA, deși URA este un păcat împotriva Duhului Sfânt, ce are antinomic iubirea, a spune că alegerea pe care am făcut-o noi această seară, din viața noastră proprie, ca timp, toți ne considerăm prieteni dragi spiritualității, cu tema enunțată astăzi, legată de filozofia științelor naturii și cele sociale, deci toți am rupt din timpul nostru, pentru că iubim și ceea ce se discută aici, îl iubim și pe domnul profesor și pe gazdele care ne-au întâmpinat aici cu un zâmbet. Sunt onorat că fac această, să spunem, coordonare sau sunt moderator și am onoarea de a fi la invitația prietenului Costea Munteanu și mi-a furnizat câteva repere pe care, cu îngăduința dumneavoastră, așa, în câteva minute, aș vrea să le realizez pentru interlocutorul nostru care urmează în ciclul celor trei conferințe. Aș spune că pe undeva m-aș considera contemporan cu domnul profesor Popovici și am să spun de ce și am identificat și puncte comune și se poate întreba ce legătură este între Popovici și Tașner. Și aș spune că, 1. Iubim matematica și econometria, de exemplu. 2. Iubim cibernetica, eu cea economică, dânsul cea tehnică, industrială, să spunem. Sau chiar economică, am spus în deosebit în acest sens. Apoi purtăm numele de Alexandru, care știm că înseamnă a apăra. Nu? Am văzut acolo din biografia dânsului părinții Andrei și Cecilia. Andrei iarăși are o conotație pentru creștinii autohtoni, pentru România, Cecilia, considerată patroana muzicienilor și muzicii. De unde conexiuni spre arte a domnului Popovici, care a însoțit CV-ul profesional cu un CV, mi-a plăcut cum l-a numit aici, probabil Costea sau dânsul, un CV umanist, adică o evadare în partea spirituală. În al treilea rând, aș spune că în anii 90-2000 am lucrat la Cotidian și acolo suplimentul acela care face trimiteri RAI, litere, arte, idei, în care era Dan C. Mihăilescu, cunoaște și prezent în multe emisiuni prezente pe televiziune, și domnia sa, domnul Popovici, avea acolo contribuții la acest supliment, care era deosebit de bine apreciat. După cum știm, așa ca istorie, era primul ziar color din România. Mr. John Brațiu sau Mr. Papion. De aici și izomorfismul meu cu acea aducere aminte a blajinului Lord Britanic. Apoi, de asemenea, cursurile post-universitare la CPECA. Atunci lucream la Catedra de Matematică și Informatică, profesorul Paul Constantinescu și academicianul Gheorghe Păun, în acest grup, dar domnul Popovici tocmai făcea atunci o plimbare printre păunii care se plimbau prin curtea Institutului, o pregătire, o post-universitar în această direcție. Și apoi, desigur că are conexiuni și cu ASEU, prin referentul la revista Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică, de asemenea, intersecții cu oameni ai vremurilor, pe care și domnul profesor Arcăr Moise, și mă bucur că este prezent și domnia sa, care erau oameni de rezonanță, cum erau Octav Onicescu, sau academicianul Mihoc, sau Marius Tosipescu, sau cei care nu mai sunt în România, dar activează mari matematicieni, Silviu Guiașu, dar și dinspre Politehnică, de unde a prins rădăcini și prin profesia domniei sale, cum este Edward Nicolau sau profesorul Racoceanu sau Vlad Ionescu de teoria sistemelor. Prin urmare, în anii 70-80, când și dânsul
era într-o evoluție și o dezvoltare pe partea aceasta a științelor exacte, conexiuni între fizică, matematică deosebi și apoi evadarea înspre altele, cum ar fi biologia, de exemplu, sau o ramură, ca nume mai aridă, așa, care și studenții unici sunt la Facultatea de Economie, care fac două cursuri foarte interesante, unul de antropologie economică și unul de epistemologie economică, destul de greu de asimilat de către studenți, fără o cultură basic importantă, care țin de partea filozofiei, de partea ontologiei, gnoseologiei. Cândva și domnul profesor Costea Muntanu pocheta cu epistemologia, știu, de când era așa mai în verbă, acest domeniu mai puțin, cum am spus, asimilabil. Dânsul are aici o plimbare, să spunem, profesională, impresionantă, în planul acesta al pregătirii fundamentale, de la brandul, să spunem, Colegiul Sfântul Sava, care punea, să spunem, bazele unor oameni importanți pentru această țară, și până la conexiunile pe care domnia sa le-a realizat cu mari oameni ai secolului 7-8 din secolul trecut, a deceniilor 7-8 din secolul trecut. Oricum, în prezent, domnia sa este profesor titular din 2001 aici la Român-American, a fost și șeful departamentului sau catedrei de Mate Info, a avut multe cursuri pe care le-a realizat, printre care și cel de econometrie, dar și cel legat de asistarea deciziilor. Când spunem decizie, știm că în spatele deciziilor stau oamenii cu ajutorul sau prietenilor, calculator în sensul fundamentării și construirii de argumente pentru respectiva decizie, a spune. Sigur că prin celelalte aspecte, cum ar fi, chiar mă miram, țin aminte de studenție, a cunoaște un program, asemblă, este o chestiune deci, foarte, foarte dificilă, acele limbaje inițiale de atunci și mergând spre partea curentă, în care domnia sa se ocupă de sisteme de gestionare a bazelor de date sau sisteme integrate sau crearea de pachete pentru prelucrare de date relaționale sau alte genuri de date înspre partea de econometrie. A lucrat, sigur, în contracte, în cercetare, fiind și în perioada aceasta de pregătire și cercetător. Ceea ce vreau să spun este că din CV se poate desprinde totdeauna un aspect cantitativ al persoanei umane. Partea de calitate, de fond, de background, nu putem decât putem întărându-l, să citim aici, mergând în empatie în căpșorul domnului Popovici și descoperind de acolo niște inclinațiuni a domniei sale în acest sens. Acum, sigur că în sală și mă bucur este și domnul Camil Petrescu Junior, țin minte când citeam în anii 90 la doctrine, prin un interviu cu Milton Friedman, era ceva fascinant. Iar deoarece președintele de atunci, după 20 mai 1990, critica vorbele lui Friedman, am ajuns și la ziarul evenimentului zilei, ca fiind o catedră ce recomandă să citim Revoluție și deci o carte a unui președinte în acest sens, un reproș pentru, de fapt, noi voiam pentru acel articol în teoria locomotivelor. Și acum SUA e considerată locomotiva economiei mondiale și se așteaptă ca vagoanele celelalte să fie antrenate. Rând deosebi în cartea Umanism și știință. O carte foarte interesantă, văzând pe internet, am căutat de acolo, începând cu Camil Petrescu, dar și cu oameni de seamă ai vremii, respectiv cu Anton Dumitriu sau Octav Onicescu, care erau, sau Ion Bardu sau Moisil, pentru că atunci când eram student, participam la
deci în cercul Institutului de Matematică, care a coordonat de Moisim și care asistentul lui Paul Constantinescu ne chema și în fiecare săptămână era un astfel de seminar, care era ceva, un respiro, așa cum mergi la teatru, mergeai la seminarul acela de matematici, și care o problemă de săptămâna asta se rezolva săptămâna cealaltă, să zicem, de comitet, cum era Ciprian Coiaș în acea perioadă. Ori, umanism și știință. Aici, sigur, dacă trecem în plan religios și vorbim de căderea omului și omul de știință, omul cercetător, începând cu, eu știu, creatorii bombei atomice, realizări în planul științei și problema responsabilizării folosirii rezultatelor științei. În genere, multe din rezultate se întind pe distrugere, pe uciderea biului, nu? Pe aspectele militare, chiar cele în plan matematic, fizic, biologic sau de altă natură, cum ar fi de poliantele sau bombele bacteriologice sau chimice. Dar Umanism și știință este o carte cu un mare, să spunem, ecou rezonator în minte, ca și inimile celor care o citește. Și de asemenea spune aici, care m-a puțin surprins, fiind pusă aici așa mai modest, mai în smerenie, este traducerea lucrării Gusta și știu că printre pionerii, acolo colegul domnului Miron Dumitru, profesor, sau Costea Munteanu, Ioan Popa, printre pionerii cei care au pus baze fundamentale teoretice pentru Bursa de Valori București, nu? Și aceste cărți legate de bursă. Ori un pas în care era sete de literatură de atunci, domnul profesor s-a lipit această carte să o traducă. M-am uitat ce fel de limbi știe domnia sa, engleză, franceză, bine, italiană, în devenire, sau spre bine, în acest sens. Acum aș spune că ideile acestea în dezbatere sunt după această deviză comunic, deci există, fuge deci există, comunic deci există. Foarte interesant este că, tot așa se spune, un om se naște cu 10.000 de cutiuțe și deschide una și cu 9999 pleacă în mormânt fără să știe ce s-a acolo. Domnul profesor Popovici a deschis și alte cutiuțe. Și foarte interesant, complementar, în plan spiritual, față de rigoarea matematică, și o vedem și din materiale, începând cu definirea conceptelor destul de riguroasă, în paleaj această problemă, este evadarea în spiritual, în frumusețe artelor. Deci domnia sa s-a apropiat și de teatru, s-a apropiat și de literatură și în acest sens sunt foarte multe preocupări de la reviste de ordin din zona teatrului, la reviste de ordin intelectual, cum ar fi Dilema, la suplimentul, cum am spus, Litere, Arte, Idei, Luate, de la Ziarul Cotidian, sau chiar în limba străină, limba franceză. Ceea ce m-a mirat fie pe probleme, nu cum ar fi apropiat de Bulgakov sau de Camil Petrescu, nu? În ceea ce privește teatru, sau chiar îți semnalează preocuparea, de exemplu, tragedia greacă. Dacă ne gândim la criză și ce s-a întâmplat cu grecii, chiar că este o tragedie grea. Modul în care Europa a judecat cu Grecia, în care Biserica Ortodoxă Greacă s-a raportat la ce se întâmplă cu grecii, la acei greci care ajung la disperare și și-au injectat, să spunem, microbul HIV pentru a dobândi un ajutor de 950 de euro, ajung până acolo disperarea. Deci, totodată disperarea și demnitate, Grecia, ca exemplu pentru Europa. Și această tragedie greacă, chiar dacă sub acest aspect, totuși are rezonanța în prezent. Adică există această tragedie greacă. Ceea ce aș vrea să spun este
M-a mirat aici aplicarea domniei sale asupra lui Arthur Koestler. Și acest personaj, pe care s-a dus foarte multe, dacă mă uit aici, acest personaj, Arthur Koestler, de origine evreu, romancier și ziarist britanic, a influențat, deci parcă ar fi, să spun așa, în termeni matematici, un izomorfism între viața domniei sale, care îl apreciază și aduce din sucul creației acestui, să spunem, romancier, și modul în care a tradus și a interpretat aceste lucrări. Pentru că acesta a avut o viață deosebit de fascinantă, de exemplu, născut la Budapest, a învățat la Viena, după aceea s-a dus în Palestina, de acolo a venit la Berlin, a devenit un membru fervent a Partidului Comunist, după aceea pecurarea din Rusia, stalinismul a dezgustat total, așa cum și Mizi s-a trecut de la socialist spre capitalist și a criticat dur aspectele celelalte complementare. Și acesta a făcut acest lucru, a mers în Spania și a luptat acolo împotriva lui Franco, alături de republicani, a venit, de acolo a scăpat din lagăr, după aceea a venit în Franța, de acolo a plecat în legiunea străină. A venit în lagăr, a fugit din lagăr, a venit și a devenit cetățean britanic. Deci tot acesta creator și are multe cărți aici. Domnul profesor poate ne face și niște o trimitere în legătură cu acest personaj, poate. Iar tot este la ora actuală problema eutanasiei, problema de bioetică, omorârea copiilor belgieni și olandezi, parlamentele a acceptat, dincolo de faptul că sunt ființe umane, sunt ca niște obiecte de care ne debarasăm, nu? Eutanasiere. Și acest Koestler, de fapt, a fost depistat cu Parkinson și apoi cu o leucemie terminală și s-a sinucis, fiind un înțelegător și iubitor al eutanasiei. Și acest prag s-a sinucis la Londra în 1983. O viața asta tumultoasă, numai sub aspect biografic, dar minte creativ și care a determinat să realizeze ce opere, a marcat și evoluția aceasta în plan umanist a profesorului Alexandru Popovici, pe care nu cunoaștem. Dacă de la un matematician, informatician, econometrician, a ajuns în partea cealaltă, legată de această... Deci, exact ca și cum ai deschide o carte și să vezi povestea vieții mele, povestea vieții lui Arthur Koestler, aici. Știu că el se intersectează și cu Albert Schweitzer, laureatul din 52, care în general pe nota la spart spune, da, vieți. Din tot mesajul și ceea ce am primit de la Costas, la material, acesta eu am desprins, deși am citit cu mare drag problemele acelea, începând de la cele de metafizică, de la început și de bine conceptuală, până la ultime și promisiunile în conferința 2, pe care vrea domnia sa să le realizeze. Și în acest sens, a spune că ceea ce transmite acest mesaj, sau zicem, această creație a profesor Popovici, este da vieții, sau bucurați-vă de viață, dragii mei. Așa cum ai citit acatistul de mulțumire, slavă lui Dumnezeu pentru toate, și ai zice că viața este un praznic, sau viața este o sărbătoare. Și prin mesaj, bucurați-vă de viață. Domnul profesor, mă bucur că am avut ocazia și am lansat invitația de a modera acest lucru, prețelul Costea Montea. Acum avem, potrivit afișului, două doamne care ar fi o evaluare. Domnul profesor Miron spunea de evaluare instituțională, merge undeva la evaluare între noi, spunem aici că evaluare spirituală. Deci ce am citit din material și printre rânduri. Primul referent, după cum știți și ați văzut aici, a vorbit cu doamna profesoară Ana Baz, este impresia pe care domnia sa o are despre acest material și anticipativ cele care vin în lecția 2 și 3. Doamna profesoară, dacă ca referent puteți să... Trebuie să spună domnul profesor.
Da, i-am... Eu am primit materialul înainte, da, vă dați seama. Vrut aici să acumuleze domnul profesor și clasă, dar... Adică vreți să facă, doamnă, o autoprezentare? Da, nu. Oricum, eu pot să spun că, în primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră pentru empatia extraordinară pe care nu m-am așteptat. O să din ușa mea, dar dacă este că am ajuns la doamna Bazac, mă cu 19 ani oarecum, de mai mulți ani de zile, dar foarte rar așa, am stat puțin de mult, însă am dorit ca să fac dânsa o referat pentru motivul că o știam că are preocupări de filozofie atât în domeniul umanist, cât și în cel al științelor naturii, ceea ce în general este destul de rar în timpul nostru. Și atunci m-am gândit că aș putea să găsesc conveniență, dar înțelegere, chiar dacă critică, și de aceea m-am apelat și m-am bucurat că mi-a acceptat cererea. Da. Spune aici, vis-a-vis de domnul profesor, că a pronunțat cuvântul critică. Noi putem observa critica precum o găreată cu apă rece, care conține și nisip. Îi scuturăm așa puțin, îl dăm cu prosopul nisipul din loc, mai lăcrimăm, dar în găreață sunt și pepite de aur. Pepitele de aur le luăm de acolo, băgăm într-un săculeț și băgăm în buzunar. Este totdeauna critica aceasta, cuvintele pe care cei care analizează spiritual materialul, sunt niște pepite de aur pe care le așteptăm. Domnul profesor, mai dorit să... Nu, bine scuze, dacă tot domnul moderator a început așa în modul acesta foarte liber, fiindcă a folosit cuvântul de critică, în sensul modern al lui Kant și al lui Hegel, critica este analiză. Și, poftim, făcând un pas peste timp, ați auzit de Derrida, de conceptul de deconstrucție, nu? C'est la même chose, da? Cu alte cuvinte, este vorba de o analiză, de o desfășurare, de o discriminare, crineo, verbul grecesc, a desface, a separa, tocmai pentru a înțelege esența, da? Cu alte cuvinte, critica este o metodă științifică simetrică. Asta vreau să spun. Acum, da, cuvântul domnului profesor, uitați acolo, filozofia științelor naturii și a științelor sociale, Alexandru Popovici, Societatea Română de Econometrie, cu implicațiuni spre partea de filozofie a științei și de epistemologie. Domnul profesor, vă rog. În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru primirea neașteptată empatică pe care am avut-o și să găsesc în dumneavoastră o persoană care să nu rezoneze numai la partea științifică și la partea, ci și la partea umanistă. Nu știam inclinațiile dumneavoastră și chiar la Kirsten a fost de-a dreptul uimitor, așa, dar fiindcă chiar am tradus mai mult decât am publicat, am tradus de 3 ori mai mult și nu s-a putut publica. Așa, dar din creștere. În al doilea rând, îi mulțumesc domnului rector pentru bunăvoința de a veni alături de noi și mă bucuresc pe asta, pe mine, că mă simt bine aici în continuare și mă regăsesc cu bucurie între toți colegii mei. În al treilea rând, dacă tot mă uit, trebuie să-mi aduc aminte de niște persoane care au fost amintite aici, de faptul că această dublă, să zicem, înclinare pe care
această conferință încearcă să o dovedească, adică și către partea umanistă și către partea științifică, se datorește faptului că în muncă din copilărie, pe lângă tatăl meu, care era fizician, matematician, profesor la universitate, care avea și el preocupări de filozofie a științei și de literare și de umaniste, am stat toată viața pe lângă, sau la începutul vieții și mai încolo, mai mult, pe lângă doi oameni care mi-au dat niște direcții în viață. În primul rând, Camil Petrescu chiar, pentru că am stat alături de dânsul și câțiva ani de zile, vreo 10 ani de zile, chiar i-am fost în preajmă și cumpăra lui. În al doilea rând, Grigore Moisil, pe care s-a văzut poate cine a citit, cum să zic, anexa pe care am, la solicitarea domnului profesor, am trimis-o. Așa, l-am avut drept ghid, un mentor, mi-a fost și profesor, bineînțeles, mai mulți ani, mi-a fost și eu mai apropiat, pentru că m-a făcut atât de a fost în preajma mea ca urmă. Deci, în general, m-am simțit apropiat de felul lui de a privi și viața și matematica și să nu vadă o distinție așa de mare între cele două, între domeniul științific al științelor naturii și al acelor sociale. Acum, în ce privește lucrarea aceasta? Ea are, bineînțeles, ca scop să facă o introducere, ca să spun așa, pentru conferința a doua, care s-ar ocupa despre filozofia științelor economice. M-am gândit că, dat fiindcă științele economice sunt cumva la granița între științele umane și științele naturii, dat fiindcă prin natura lor, pe de o parte, cel care acționează în economie este un om în întregimea lui, pe de altă parte și cu libertatea și cu limitele lui, și pe de altă parte că sunt în mod esențial importante în acest domeniu mijloacele și condițiile în care se acționează în economie, care sunt materiale și care într-o anumită măsură dau o coloratură specială acțiunii economice, am putea să vedem dacă putem să, în pregătirea filozofării pentru științele economice, să vedem care sunt abordările în cele două domenii, dacă sunt diferențe, cum se susține și cum toată lumea știe, și dacă cumva nu sunt și niște apropieri care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine metoda științelor sociale. Din acest punct de vedere al pregătirii conferinței viitoare, eu în aceasta am încercat să explorez domeniul fără să iau o atitudine prea accentuată în favoarea unei poziții sau a alteia. De aceea și definițiile pe care le-am dat sau descrierile am încercat, pe cât posibil, să le fac mai neutre, mai acceptabile pentru diverse păreri, pentru ca să încercăm să găsim un teren comun de discuție, pentru că dacă ne pornim de la început cu polemica sau cu discuția în contradictoriu, de multe ori ajungem că ne dăm seama până la urmă că vorbeam despre alte lucruri. Sigur că și în cele ce le voi descrie eu, pot să existe motive de opoziție. Dar și normal. Și nici nu m-am ferit ca să fiu absolut neutru, pentru că părerea mea, cred că mi-am spus-o destul de clar, opțiunile. Dar pe de altă parte, în ceea ce privește descrierea altor opțiuni concurente și pe care, prin care am ajuns eu la rândul meu, așa, am încercat să stabilesc niște lucruri care ar fi o bază comună pentru discuție. Fie că este acceptată, fie că nu este acceptată, dar atâta am încercat. Din punctul acesta de vedere,
Partea mea de lucrarea mea conține două tipuri de abordări. O abordare, pe de-o parte, structurală, care încearcă să pună în evidență niște concepte, relațiile dintre ele, problemele, în primul rând, care se pun, eventualele răspunsuri posibile, cât de cât nuanțate, cât de cât distincte, pentru ca să nu ne încurcăm în tot felul de lucruri. Deci această parte structurală, după care am încercat să găsesc în istoria științelor și ale filozofiei științelor, să găsesc anumite răspunsuri care ar confirma sau ar infirma ideile pe care și întrebările pe care le-am pus și soluțiile pe care le-am conturat ca fiind posibile, ca încercând la sfârșit să dau o concluzie temporară și pentru viața mea, și poate mai mult pentru conferință. Pentru că nu mă gândesc că ceea ce spune eu ar fi un lucru definitiv în niciun caz. Din toată concepția care se vede și sper că se vede în lucrare, nu cred că se poate da un răspuns definitiv și absolut la niciuna dintre problemele acestea. Asta nu înseamnă scepticism, ci înseamnă că ne dăm seama că nu e vorba numai de puterile mele, care sunt, bineînțeles, mai mici decât ale întregii comunități, dar și pentru stadiul de fapt și mai departe, nu cred că vom putea da un răspuns definitiv și revocabil, dat fiindcă, studiind destul de bine istoria științelor, s-a văzut că idei care au fost respinse aparent definitiv au revenit în forță după sute sau chiar după mii de ani, cu noi probleme și noi confirmări. După ce fac această trecere revistă, această trecere istorică, am făcut-o iarăși în două etape. O etapă din antichitate până în epoca modernă, în care științele și filozofia științelor sunt cumva foarte apropiate și aceasta e datorită faptului că nu există acea specializare care începe cam de la mijlocul secolului XIX în mai multe domenii ale științei, chiar în mai multe domenii ale filozofiei. Care specializare are avantajele pentru că să poți studia lucrurile mai amănunt, dar pe de altă parte are dezavantajul că se pierde viziunea de ansamblu. Și eu consider că este în mod esențial de văzut și de considerat că știința și cunoașterea și filozofia trebuie să se îndrepte spre ansamblu. Dacă ne pierdem în părți, riscăm să facem multe erori. De aici și aceasta se bazează și pe o concepție a realității, care este un ansamblu care este diferențiat, dar în același timp există o unitate, chiar dacă nu e identitate între părțile sale, și care la rândul lui, această situație ne induce să încercăm să căutăm, dincolo de varietatea științelor și a filozofiilor corespondente, să stabilim legături între ele pentru a nu pierde vederea de ansamblu. Asta este, cum să zic, ideea principală a expunerii mele și aici trebuie. Deci, așa, și iar din de la 1850 încoace, până atunci, am prezentat toate științele și toate filozofiile la un loc, dar fiindcă erau și abordări ale acelorași oameni și care aveau o viziune comună, după am încercat să deosebesc câteva domenii, pe domeniile științelor, și pe domeniul filozofiilor corespondente, încercând să stabilesc, să văd legăturile între aceste abordări în diferite domenii, dacă există și dacă sunt influențate, dacă au fost influențate la personalitățile respective, și să găsesc poate un numitor comun după o idee care nu este datată de puțină vreme, dar în tot cazul a fost subliniată
în legătură cu dezvoltarea teoriei relativității și cu ideile relativiste sau mai mult sau mai puțin relativiste ale științei. În sensul că, dincolo de deosebiri care apar în fizică, e vorba de observatorii și situația observatorilor și cum se mișcă și ce observă ei, pentru ca să-ți dai seama de adevăr, trebuie să depășești acestea încercând să găsești așa numiți invarianți. Există transformări, dar există și anumite mărimi sintetice care rămân invariante. Și eu am încercat să găsesc, poate, sau să te slușesc, sau să sugerez câțiva asemenea invarianți. Că sunt buni sau că nu sunt buni, nu pot să hotărăsc eu, dar ideea mi se pare că trebuie susținută în continuare. Chit că eu am dat sau n-am dat o soluție bună, dar măcar ca idee, cred că ar trebui luată în considerare, chiar dacă nu acceptat. Așa că acestea fiind spuse, vedeți aici schema de ansamblu, care nu a probleme de structurare, o să încerc să definesc, să delimitez cât de cât domeniul. După aceea, problemele și soluțiile posibile în cele două domenii mari ale filozofiei, și ontologice și epistemologice. Deoarece cred că nu este o abordare învechită a te ocupa și de ontologie pe lângă epistemologie. Și revenirea la ontologie a avut loc încă de la din mijlocul secolului trecut. În ceea ce privește momentele istorice, am spus, până la, din Antichitatea până la mijlocul secolului XIX, după aceea încerc să găsesc problemele care s-au pus în filozofia științelor naturii, în epoca specializării, și în momentul în care ajung la abordarea care a apărut odată cu Merton și cu Kuhn, a sociologiei și istoriei științelor, și ar mai trebui adăugat aici și Alexandre Poiret, Franța, să încep să reiau evoluția științelor socio-umane de la mijlocul secolului XIX, adică de la August Comte, care parcă a fost ultimul filozof alături de Hegel, care a avut o cunoaștere de ansamblu a domeniilor științelor, și să încerc să văd, după curentele care s-au manifestat aici, ideile astea, cum au ajuns ele să poată să fie aplicate în domeniul sociologiei științelor și cu ce rezultate și în ce măsură sunt valabile și în ce măsură e cazul să le discutăm, dar știind despre ce e vorba numai în științele naturii, ci în științele, ci în științele sociale. Așa. Și, în fine, după ce voi fi examinat și sociologia și istoria și filozofia științelor, o să încerc să dau niște concluzii temporare. Ideea mea, de la început, va fi că, punând în evidență deosebirile care s-au enunțat în ceea ce privește cele două domenii, deosebirile în ceea ce privește abordările științifice în cele două domenii, domenii științele naturii și domenii științele umane, să văd în ce măsură putem, acceptând aceste deosebiri, să vedem în ce măsură s-ar putea ele atenua. În sensul nu numai să aplicăm metodele științelor naturii în științele umane, cum să cere de către mulți și la care mulți din științele umaniste protestează, în mare măsură justificat, dar în același timp să vedem că însă științele naturii au o parte umană care nu poate fi neglijată și problemele care se pun aici sunt, dacă nu identice, măcar în mare măsură similare și aceste, deci pe de o parte, o, să zicem, o
naturalizare a domeniului științelor sociale, dar pe de altă parte o umanizare a domeniului științelor naturii. Nu vreau să mă... adică n-aș vrea ca să credeți că dacă sunt matematician și dacă m-am ocupat prin calificarea profesională mai mult în domeniul științelor naturale, aș încerca să introduc cu forța aceste metode. Ele trebuie să... Discuția se poate face și de principiu, dar la orice, ca la orice metodă, în domeniul chiar în științele umane, problema este, în primul rând, lucrează sau nu lucrează. Da. Asta este problema. Sunt capabile să dea niște răspunsuri, nu toate și nici la toate problemele și nici de bine. Pot? Bine. Nu? Nu. Și cred că nu se poate, mai ales acea cerută matematizare completă a științelor, pentru că, de fapt, ea nu există nici măcar în științele naturale și nici nu are cum să existe complet. Dat fiindcă chiar și matematica cea mai abstractă are nevoie de interpretări. Și interpretările sunt umane și supuse ca atare falibilității, cu toate consecințele factorului uman pe care le observăm și în științele sociale. Deci nicăieri nu vom putea găsi matematică, știință exactă, fără interpretare. Și chiar este o lecție de cel puțin un secol, dar este o lecție de cel puțin de la Descartes și de la Newton, că aceste abordări foarte riguroase, care sunt recunoscute ca atare și atunci, au comportat, la vremea lor, discuții extrem de aprinse și nu s-au dovedit a fi univoce, ca înțeles, nu mai vorbim, dar mai încoace, când ele mereu revin, nu acelea neapărat, pentru că nu este exclus mereu să se renoiască punerea în discuție, ci ca idee generală că nimic nu este pentru totdeauna hotărât și rezolvat ca indiscutabil. Și acum să încercăm să mergem mai departe. În primul rând am aici cumva schematizat deosebirile care se enunță curent între domeniul științelor exacte și domeniul științelor naturii și domeniul științelor economice. Caracteristicile științelor naturii ar fi că avem aici de-a face, în primul rând, cu determinismul. Pe când în științele socio-umane, acțiunea este a omului liber de principiu. Că în științele naturii acționează așa numitele cauze eficiente, până la urmă mai mult materiale și oricum determinate. Pe când sunt determinate, deci procesele sunt determinate dinspre trecut spre viitor. Ce s-a întâmplat mai înainte determină, într-un fel sau altul, dacă determină, ce va fi mai încolo, prin acțiunea corpurilor unului asupra celuilalt. Pe când în domeniul științelor umane avem de-a face, în primul rând, cu cauze finale. Omul este, în primul rând, proiect. Adică acțiune îndreptată spre viitor. Și acest lucru nu trebuie pierdut în vedere și enunțat ca o caracteristică principală și care o deosebește mult de științele naturii. Pe de altă parte, a fost enunțată distinția, a apărut la începutul secolului XIX, al faptului în școala neocantiană că dacă științele naturii se bazează pe o cunoaștere prin explicație, hai să zic așa, prin analiză și prin scormonirea în lucruri, în
științele umane, prin experimente în științele naturale, prin disecare, chiar dacă urmată după aceea de o sinteză, în științele umane, în primul rând, cunoașterea trebuie să se facă prin înțelegere. Adică trebuie să percepem proiectul persoanei respective pentru a-i înțelege acțiune. Și această percepție, înțelegere, se poate face, zic unii, mai mult pe cale intuitivă. Există și filozofii mai, cum să zic, care nu se reduc la intuiție, cu toate că nu exclud. Adică trebuie să vedem, există un du-te vino între cei doi subiecti, pentru că fiecare la, într-o relație cu alte persoane, persoana respectivă care ne stă în față ne ajunge ca obiect, dar noi suntem la rândul nostru subiect al acestei interacțiuni. Și atunci, cunoașterea între persoane sau față de oameni și față de lucrurile sociale se face prin încercarea de a proiecta propria experiență asupra persoanei respective, astfel încât o poți să înțelegi. Și pe de altă parte, să înveți din ceea ce înțelegi, din comportarea ei, să interiorizezi și să încerci să-ți schimbi modul de a vedea și asupra ta și asupra altor persoane și anumite. Deci, aici nu e vorba numai de o intuiție, dar și de o experiență care este mai complicată. Mai departe, se afirmă că în științele naturii avem de-a face, sau știința despre natură se ocupă în general cu fenomene repetabile, pe când în științele socio-umane avem de-a face cu fenomene irepetabile. Vom vedea că și diferența asta este relativă. Pe că nimeni dintre noi nu spune, nu se îndoiește de faptul că chiar și o ciocnire între două mașini sau între două obiecte e unică în felul ei. Are loc în condiții cu totul unice și un fenomen irepetabil. Problema e de nuanță, dacă ne interesează ceea ce este repetabil sau ceea ce este irepetabil. Dar pe de altă parte, în problema fenomenelor irepetabile, ar trebui să ne dăm seama că nu putem să înțelegem fenomenele irepetabile decât prin niște concepte care sunt mai generale decât unicitatea lor. Deci, lucrurile sunt mai nuanțate. Și, în fine, faptul că științele naturii avem de-a face cu legi, în general, cantitative, care ne pot duce la prognoze, la anticipări, pe când în științele umane, metoda este, în general, prin analogii. Nu putem să cuantificăm acțiunile, sentimentele, valorile și trebuie să lucrăm cu analogii care sunt de natură morfologică, adică de formă externă și internă, și cu tipologie, adică să încercăm să plasăm fenomenele socio-umane în diferite tipuri care sunt asemănătoare și nu sunt asemănătoare concept. Acum, dacă am încercat să definim știința în mod foarte neutru, eu zic că am putea să o definim cu activitate sistematică de căutare adevărului. Ce este adevărul? Este o întrebare de aici. Da? Nu o să o punem noi în discuție acum. Vom încerca să vedem niște răspunsuri care s-au dat din partea unor asalare. Dar, în tot caz, nu o să mă mulim voi și nici eu nu încerc să o fac. O idee, un sentiment a ceea ce ar putea fi adevărul, cred că avem cu toții, deci pe această bază. Am aruncat total, dar fiind ideea mea că adevărul adevărat, ca să zic așa, nu poate să fie decât total. Dacă avem acces la această totalitate sau nu, este altceva.
Și dacă nu avem acces la totalitate în prezență, ca să zic așa, problema este dacă cumva încet, încet ne-am putea apropia de această totalitate. Da? Deci e vorba de o anumită idee de convergență a adevărilor parțiale spre un adevăr cât de cât totalizat. Unii zic că avem și o să avem mereu de-a face cu totalități detotalizate sau incomplet totalizate. Și cred că acesta e răspunsul. Dar asta nu trebuie să ne facă să abandonăm dorința de a avea o viziune întreagă. Cât se poate. Pe de altă parte, n-aș vrea să rămânem fără ideea că știința nu, numai este, nu este numai teorie și empirie, ci că are în spate, prin oameni și prin condițiile ei, tot sistemul socio-uman, sistemul informațional și subsistemul tehnic, atât în partea imediată de tehnici de laborator și de investigație și de toate felurile care sunt accesibile, dar și mai departe ea este bazată pe o cunoaștere profesională, generală, răspândită în societate, mai tehnică, să zicem așa, mai profesionalizată și mai mult, sau poate tot atât de mult, e bazată și pe experiența cotidiană a simțului comun, fără de care n-am putea să comunicăm între noi. Chiar dacă după aceea aducem restricții, aducem nuanțări, aducem adevărul eventual definitiv altele, dar trebuie să ne definim față de acest fond comun. Aici avem o mică schemă, așa, în care încerc să arăt ideea asta a științei, care este centrală cu cele două părți ale ei, partea de teorie și partea de empirie, care nu sunt în niciun caz așa despărțite, ci sunt foarte intim fuzionate. Și cu cele trei subsisteme, în primul rând oamenii, cercetătorul singular, grupul de cercetare și apoi ansamblu care este de la colective de cercetare, la societăți științifice și la comunitatea științifică în general și comunitatea umană, socială. La fel putem spune și pentru partea informatică, de informare, de informație, la fel putem spune și de partea de tehnică, care se bazează pe niște unelte, dar care are în spate toate abilitățile umane, de care nu ne-am putea, nu trebuie să închipuim, numai că vin dinspre societate sau că vin numai dinspre știință. Cine cunoaște istoria științelor știe că mereu a fost această osmoză între meșteșuguri și tehnici și dezvoltarea științifică. Nu s-ar fi putut dezvolta, să zicem, observările lui Galilei fără inventarea telescopului, la fel și în ceea ce privește microscopul și, cum să zic, în știința biologică și după aceea în cea fizică, după cum și descoperirile respective, cercetările lui Newton și a altora, să zicem, dacă ne oprim mai în domeniul optic, au dus la o perfecționare a instrumentelor, pentru că și aveau nevoie și spuneau eventual cum să se facă și cum să se măsoare. Aici este o mică sistematizare a domeniului științelor și ale relațiilor cu filozofia, în care avem, pe de o parte, științele naturii cu astronomia, fizica, chimia, biologia,